Peleșul a fost, știm bine, reședința de vara a regilor României de la Carol I încoace, dar putea să nu fie așa căci Carol a avut în vedere mai multe zone ale României, iar una dintre acestea a fost Mușcelul. Subiectul a fost prezentat pe larg în revista Istoria numărul de luna aceasta. În total sunt peste 20 de pagini, bogat ilustrate alb-negru și color cu fotografii de epocă, inclusiv cu coperta dedicată acestui subiect, autorul fiind publicistul Sterian Pricope. Am bucuria să semnalez apariția în ediția din luna noiembrie a revistei Historia a unui dosar mușcelean compus din două materiale. Primul este dedicat dorinței regelui Carol de a-și ridica la câmpul lung reședința de vară. Sigur că este o informație general cunoscută de către câmpul lungeni, dar de această dată vorbim de un material documentat pe bază de surse din arhivă, care prezintă exact ce s-a întâmplat atunci, care au fost motivele refuzului și ceea ce s-a întâmplat după aceea. Acesta este materialul important, dar, tot parte din acest dosar, istoria, care are circa 25 de pagini. Este și un material retrospectiv intitulat Regii României și Mușcelul, în care Arăt că, în ciuda neînțelegerilor cu terenul pentru castel, a existat între Monarhia Românească și Mușcel o foarte puternică legătură afectivă de ambele părți. Acest material, deși sumar, prezintă o serie de întâmplări, de evenimente legate de prezența Casei Regale, membrilor Casei Regale în Mușcel, unele întâmplări sunt vesele, alte întâmplări sunt triste. Deși este vorba de un material totuși de istorie locală, ambele materiale au fost acceptate la către istoria. Mai mult decât atât, coperta revistei Historia din această lună este dedicată acestui material. De asemenea și editorialul revistei a scris de către cunoscutul jurnalist Ion Meioniță, este dedicat tot acestui subiect. Subiectul refuzului mușcelenilor este bine cunoscut, însă din materialul prezentat în istoria se pot afla și multe noutăți, chiar și picanterii. Retrospectiva începe cu prima vizită a principelui Carol, neconsemnată de istorici, și ajunge în contemporanitate prin preotul Cristina din Dragoslavele și inginerul Emil Hagi. Oamenii ar putea să afle Exact povestea, repet, documentată a ceea ce pare să fie o, o legendă urbană la Câmpul Lung, dorința regelui Carol de a ridica acest castel, contextul istoric, care a fost motivele adevărate. Ce s-a întâmplat după aceea, foarte puțin, foarte puțin se cunoaște la Câmpul Lung, dacă nu cumva chiar deloc faptul că ulterior când pulungenii i-au dăruit teren gratuit regelui casi regale ca să ridice ce un alt castel, ceea ce eu n-am mai auzit până acum această poveste, am descoperit-o și eu cu o încântare prin arhive. Sigur, regele a refuzat, dar nu din motive legate de orgolul, din cu totul alte motive și o să aflați din, din material. De asemenea, în cel material, Regii României și Mușcelul, am câteva picanterii, de asemenea, care le-am descoperit și eu pe ultima sută de metri, legate de prezența regilor la Câmpul Lung, în momente și dramatice, și momente și vesele, practic toți regii României sunt menționați cu cel puțin o întâmplare legată de Câmpul Lung. Ajunge și în contemporaneitate prin preotul Cârstat din Dragoslavele, prin inginerul Emil Hagi, cu al său muzeul automobilului românesc, evident, regele Mihai și Elisabeta Riza și uh, sunt povești interesante, picante, care cu siguranță, cu, cu siguranță o să vă placă. Episodul care a consemnat refuzul mușcelenilor pentru regele Carol a fost consemnat și în primul volum de istorii neconvenționale din Mușcel. Materialul amplu din revista Istoria adună informațiile știute completate cu altele descoperite în arhive. Bun, poveștile astea despre care vă spun au fost relatate pe măsură ce le-am descoperit în mai multe din volumele mele de istorii neconvenționale din Mușcel. Acum nu fac altceva decât să le reunesc într-un singur material și de asemenea să adaugă și elemente noi care, pe care le-am descoperit ulterior. Iubitorii de istorie pot achiziționa revista Istoria de la orice punct de difuzare a presei din municipiu.